Îl poți să-l dai. Bună ziua, dragi prieteni, vă spunem de la Ciorești, la o nouă reîntâlnire cu fotbalul pe canalul de YouTube Est Media Press. Așa cum v-am obișnuit, transmitem cele mai importante meciuri din Liga 4, Cupa României și Liga 3. Astăzi, cele mai bune echipe vrâncene debutează oficial în sezonul 2018-2019. Suntem Florin Danciu și Silviu Stanciu și vă invităm să urmăriți în exclusivitate meciul dintre Sportul Ciorești și CSM Focșani 2007 din prima fază a Cupei României. Un derby vrâncean care sperăm să fie spectaculos și să se desfășoare într-un climat de fair play. O vreme frumoasă aici la Salcia Veche. Aproximativ 200-300 de spectatori prezenți la meci, ca de obicei asistență numeroasă la jocurile disputate de Sportul Ciorești pe teren propriu. Iată că lovitura de începere va aparține echipei gazdă, Sportul Ciorești, în echipament galben-albastru. De partea cealaltă, CSM Focșani, echipament complet roșu. Să vă prezint și componența celor două formații. Începem mai întâi cu echipa oaspete CSM Focșani 2007, care au obținut acum o lovitură liberă din preajma careului de 16 metri. Așadar, CSM Focșani 2007 are următorul 11 în poartă, cu numărul 1 Dogaru Robert, numărul 14 Săpunaru Sorin, 4 Parlac Ionuț, 6 Beșa Ovidiu, 22 Mihai Claudiu, 7 Manu Ionuț, 5 Salaoru Ionuț, 19 Negoescu Iulian, 11 Duca Alexandru, 10 Lupu Ștefan, 20 Popa Remus, antrenorii Vasile Burgă și Adrian Toma. Să urmărim această lovitură liberă, Manu și Claudiu Mihai în preajma balonului, nu, Negoescu și Claudiu Mihai. Un șut al lui Negoescu, mingea pe spațiu porții, este boxată de Burdujel. Iată și 11-le echipei gazdă, Sportul Ciorești, în poartă cu numărul 1, Burdujel Mihai, 9 Mănăilă Florentin, 17 Grama Nicolae, 5 Olteanu Adrian, 8 Niță Iulian, 6 Bâra Cristian, 10 Stanciu Florin, 18 Popa Răzvan, 3 Postolache Cosmin, 11 Leaua Georgian și 7 Crăciun Răzvan. Antrenor Cornel Militaru, delegatul echipei George Ioniță. Partida este condusă la centru de Diaconu Marius, ajutat la cele două linii de Țăranu Vlad și Andrei Ionuț, toți din Neamț. Este o aruncare de la margine acum pentru formația gazdă, Grama. Pentru Niță, capitanul echipei, recuperează focșănenii prin Negoescu, acum Manu. Manu pentru Duca, acesta a pătruns în careu și iată prima șansă de gol aparține echipei CSM Focșani. Lupu nu a mai ajuns la centrarea lui Duca, mingea a lovit și bara. Este un derby județean. CSM Focșani 2007 a început deja pregătirea în urmă cu 3 săptămâni. Au disputat și câteva meciuri amicale.
Sportul Ciorăști este la primul meci după dubla manșă de baraj pe care a disputat-o împotriva formației CSM Medgidia. Parlac o minge pentru Popa, a respins grama acum Stanciu. Pressing al lui Popa. Iată că a dat roade pressingul focșănenilor. Popa a căzut acolo în careu, a solicitat o lovitură de la 11 metri. Însă jocul a continuat. Este repunere din colțul careului de 6 metri. O degajare lungă până în cealaltă jumătate de teren a respins Parlac. Grama a repus mingea în joc, Leaua, Negoescu, acum Popa, Manu. Manu într-o acțiune personală, o centrare cu exteriorul și obligat să respingă în afara terenului de joc. Popa, acum Lupu, o neînțelegere între Lupu și Claudiu Mihai. Beșa pentru Parlac, acum fundașul dreapta Săpunaru, Manu. Focșănenii cred că nu sunt obișnuiți să evolueze pe un teren cu dimensiune reduse, însă vor trebui să se adapteze. Leo a încercat să șuteze, să-l surprindă pe portarul Dogaru. Mingea însă a trecut mult peste poartă. Sunt cele mai bune echipe din fotbalul vrâncean. CSM Focșani 2007, după cum știți, evoluează în Liga 3-a și a încheiat sezonul trecut pe locul 10 în clasament. Sportul Ciorăști a dominat Superliga Altdorf tehnic. A reprezentat Vrancea la meciul de baraj cu CSM Gidia. 2-2 a fost scorul pe teren propriu. Vrâncenii au pierdut în deplasare la Medgidia cu 2-0, oricum merită felicitări cei de la Ciorăști pentru că au reprezentat Vrancea, putem spune, onorabil. Beșa pentru Mihai, acum Duca, Lupu, este faultat. Ca de obicei, fundalul sonor aici la Salcea Veche este asigurat de galeria echipei gazdă, care este dotată cu tobe și vuvuzele. Negoescu trimite înalt în careu la colțul lung, însă acolo nu se afla niciun coechipier. Trimite grama lungă
Beșa cu Mihai. Olteanu a recuperat. Îl angajează pe Leaua în duel cu Parnac. Șuta lui Leaua! Mingea lovește transversală. Iată și prima ocazie pentru formația gazdă. Un contraatac foarte frumos finalizat cu șutul din prima lui Leaua. Dogaru a fost salvat de bara transversală. Negoescu pentru Duca în partea stângă. Aruncat de la margine cei de la Ciurești. Un meci plăcut până acum. Iată că s-au scurs aproape 10 minute din această întâlnire 0-0 între Sportul Ciurești și CSM Focșani 2007 în prima fază a Cupei României, ediția 2018-2019. Săpunaru trimite către portarul Dogaru. Acesta degajează însă defectuos. Grama va arunca de la margine. Bâra Cristian, iată că Sportul Ciorești a făcut și câteva transferuri în această mică pauză. Este vorba de Bâra Cristian, Postolache Cosmin și Grama Nicolae. Este evident că Sportul Ciorești își dorește să repete performanța de anul trecut. Și să meargă din nou la baraj. Poate că de această dată va avea mai mult noroc la tragerea la sorți. Oricum, mai este mult timp, Liga a patra, Superliga Vrancei va începe în luna septembrie. Să sperăm că se vor înscrie cât mai multe echipe. Iată din nou o lovitură liberă, tot de pe partea stângă, același Negoescu de această dată, șutează direct, însă Burdujel respinge. Leaua într-un duel cu Săpunaru, acesta îi trimite cu capul lui Dogaru. Cu siguranță că Burdujel va avea mult de lucru în această partidă. Manu, într-un duel cu Grama, Săpunaru, Popa din prima, obțin focșănenii o lovitură liberă. Sportul Ciorești a câștigat și faza județeană a Cupei României în finala județului Vrancea. Sportul Ciorești a învins pe Voința Cârligele cu scorul de 4-1. Într-un meci disputat la Odobește, la care a participat și fostul internațional Costel Gâlcă, invitat de Asociația Județeană de Fotbal Vrancea prin președintele Dan Dumitru. A fost atunci o sărbătoare a fotbalului vrâncean. Claudiu Mihai, aruncat de la margine. Lupu. Acum Duca pe partea stângă, la marginea careului. A reușit să centreze. Mingea a fost deviată și iată că va fi o lovitură de la colț pentru echipa oaspete.
Lupu se pregătește să execute. Și în cele din urmă focșănenii vor arunca de la margine. Negoescu. Protejează Gramă. Este presat de Popa. O dominare teritorială a focșănenilor. Lupu din întoarcere pe lângă poartă. Iată-l pe Popa într-un duel cu Gramă. Câștigă fundașul echipei gazdă, care obține și o lovitură liberă. Costolache a fost jucătorul faultat. Acum Gramă execută lovitura liberă. Burdujel, Stanciu, un jucător experimentat care a jucat și el la CSM Focșani în urmă cu mulți ani. Stanciu o minge lungă, iese însă Dogarul la marginea careului și reține. Salaoru, Manu din prima pentru Săpunaru. Acum Postolache, Niță. Mănailă într-un duel aerian cu Mihai, câștigă fundașul focșenean. Lupu este faultat de Olteanu. Prezență numeroasă aici în tribunele stadionului Salcea Veche, mulți microbiști, unii chiar veniți de la Focșani, nu putea să lipsească de la această partidă primarul comunei Ciorești, Nicolae Braicău, cel care este aproape de această echipă, lui se datorează de altfel evoluția bună a cioreștenilor de până acum. De asemenea, Tomiț Burgă, fratele antrenorului principal de la CSM Focșani, Vasile Burgă, președintele Asociației Județene de Fotbal, Dan Dumitru, președintele Comisiei Județene de Arbitri, Cristi Voicu. Și presa sportivă din Vrancea este prezentă. Petrică Butuc de la monitorul de Vrancea. Iată gol marcat de Lupu. Un șut prin surprindere de la aproximativ 25 de metri. Mingea s-a dus direct sub transversală. Burdujel nu a mai putut face nimic și din minutul 18
CSM Focșani. 2007 conduce cu scorul de 1-0. În minutul 18. Așadar, iată că CSM Focșani 2007 își confirmă statutul de favorită, echipă care evoluează în Liga 3. Vă spuneam că din presa vrânceană mulți jurnaliști prezenți aici la Ciorești, Petrică Butuc, Monitorul de Vrancea, Dan Chiriac, Ziarul de Vrancea, Viorel Paizan, Sportul de Vrancea și George Dumitru, Atlas TV. Iată o nouă acțiune a focșanenilor și Duca mărește avantajul. Este 2-0 în minutul 20. O fază la limita offside-ului. În 3 minute focșanenii au marcat de 2 ori și iată că își fac misiunea ușoară. Câteva discuții acolo între jucătorii echipei din Ciorăș și arbitrul acestei partide. Ciorăștenii au solicitat un offside. Fanionul a rămas jos și Duca a înscris simplu. Campionatul Ligii a 3-a va începe pe 25 august. Focșenenii vor face parte din seria 1, seria Moldovei. Încă nu a fost stabilită componența seriei. Iată, o lovitură de colț respinge Claudiu Mihai. Acum focșanenii pot pleca din nou pe contraatac prin Lupu. O minge după care aleargă Popa, însă Postolache a fost mai rapid. Recuperează Olteanu, Leaua și va fi aruncare de la margine pentru CSM Focșani. Săpunaru, acum Manu, Salaoru, au ieșit bine din propria jumătate de teren focșaneni. Iată-l pe Manu, însă a călcat pe minge, acum Bâra, înapoi pentru Postolache. Olteanu din prima o minge care îl căuta pe Leaua.
Vă spuneam că CSM Focșani 2007 a terminat pe locul 10 în clasament, ediția trecută de campionat din seria noastră, a promovat Aerostar Bacău, care s-a luptat până în ultima etapă cu Oțelul Galați, din o acțiune periculoasă, Duca pentru Manu la 11 metri, gol! Înscrie Manu de la 11 metri. Și iată că scorul a luat proporții. Este 3-0 pentru CSM Focșani 2007 în minutul 24 în meciul cu Sportul Ciorești în prima fază a Cupei României, etapa națională. Se cunoaște că echipa antrenată de Vasile Burgă și Adrian Toma are mai multă experiență, jucătorii au mai multe jocuri în picioare. Sâmbătă, focșenenii au jucat un meci amical în deplasare cu Aerostar Bacău. Au pierdut cu 1-0. Cred că singurul obiectiv pentru Sportul Ciorești în această partidă este să înscrie golul de onoare pentru că în continuare focșănenii se află la cârma jocului. A reținut Burdujel acum Mihai. Îl angajează pe Popa și este lovitură de colț. De la CSM Focșani 2007 lipsesc astăzi doi jucători de bază, practic vârfurile de atac ale focșanenilor, Mădălin Predoiu și Cosmin Pasăre. Însă aceștia sunt supliniți de Popa și Duca. Mănailă, o pasă greșită, rămâne Cioreștiul în posesie, Crăciun pe partea dreaptă, a scăpat mingea în afara terenului. Și cred că este acum... Da, focșenenii vor arunca de la margine prin Claudiu Mihai. Un lot format din mulți jucători tineri. La CSM Focșani, o medie de vârstă foarte scăzută. Iată Stanciu trimite o minge în careu, iese și boxează Dogaru, acum Niță de la distanță, mingea se duce peste poartă. Mihai, o pasă foarte bună pentru Duca, din nou Mihai pe partea stângă,
Centrează la colțul lung. Preluare a lui Lupu, din nou centrare. În careul de 6 metri acolo, Burdujel plonjează și reține. Negoescu, Salaoru, acum Mănăilă, Bâra, din nou Mănăilă, a încercat să-i trimit lui Crăciun, recuperează Focșăneni, care pleacă acum pe contraatac, Manu l-are în dreapta pe Lupu, primește acesta, însă se află în poziție de offside. Sportul Ciorești obține acum o lovitură liberă. Crăciun a fost faultat. Claudiu Mihai este atenționat de arbitrul acestei întâlniri, diaconul Marius. Lupu. Acum echipa gazdă în atac, Crăciun a pătruns în careu, însă Beșa și Claudiu Mihai l-au blocat pe mijlocașul echipei gazdă. Parlac, Săpunaru, Manu și Olteanu este faultat. Tot el execută această lovitură liberă. A respins Parlac, acum iată-l pe Salaoru. Popa, o pasă de efect cu călcâiul. Discuție între Bâra și arbitrul acestei întâlniri. A protestat mijlocașul echipei gazdă la decizia arbitrului. Este un alt nivel aici. Arbitrii nu permit aceste parlamentări. Thank you.
Postolache caută un coechipier, Manailă. Pressing al lui Popa. Recuperează focșanenii Săpunaru, acum Negoescu, Manu. Săpunaru, pe partea dreaptă, Manu, lipit de tușă, din nou Săpunaru îl centrează. Acolo este Bâra și respinge. Stanciu a încercat să devieze pentru Crăciun. Mihai, Lupu, bun jocul de pase al focșănenilor. Lupu pătrunde în careu, își caută un culoar de șut. Mingea este deviată și va fi lovitură de colț. Ne aflăm în minutul 35. Sportul Ciorăși, CSM Focșani 2007, scor 0-3. Au marcat Lupu în minutul 18, Duca în minutul 20 și Manu în minutul 24. Și iată un autogol. Burdujel a ieșit, mingea s-a lovit. De fapt, Negoescu a reluat acolo cu capul. Burdujel a ieșit pe sub minge. Și este 4-0 din minutul 36. Este clar că echipa care va merge în faza următoare a competiției va fi CSM Focșani 2007. Să sperăm că... Iată un șut al lui Crăciun din colțul careului de 16 metri. A trimis Crăciun, însă Dogaru a respins ca la handbal cu piciorul. A doua ocazie de gol pentru formația gazdă. Execută cornerul Leaua la colțul scurt, a respins Negoescu, acum Salaoru și Olteanu. Îndepărtează pericolul Mihai, iată-l pe Postolache. Încerca să-i trimite lui Leaua, acesta se afla în offside. Vă spuneam că sperăm ca CSM Focșani 2007 să aibă un parcurs cât mai lung în Cupa României, să ajungă cât mai departe și de ce nu să aducă la Focșani pe stadionul Milcovul o echipă cel puțin de Liga 2. Așa s-a întâmplat anul trecut când în faza a treia competiției focșanenii au fost eliminați de Știința Miroslavă. Ne aducem aminte și de meciurile din Cupa României disputate de echipa focșăneană. Diplomatic Focșani cu Rapid București la sfârșitul anilor 90. Apoi Unirea 2002 și Poli Timișoara în 16. Se încearcă să se construiască la Focșani o echipă competitivă,
de viitor cu jucătorii vrânceni din formația aici și crescuți în județul Vrancea. Olteanu este deposedat de Manu, acum Popa, din nou Manu pentru Lupu. Mingea ajunge la Burdujel, acesta trimite în afara terenului. Duca, un dribling frumos, reușește centrarea, însă Postolache intervine. Parlac cu pieptul pentru Salaoru. Manu. Acum Negoescu trimite pe dreapta, a încercat o pasă pentru Săpunaru, interceptează Mănăilă. Nu are cu cine continua, Leaua pierde în fața lui Parlac. Acum focșănenii de la margine prin Săpunaru. Parlac către Dogaru. Beșa. O pasă frumoasă pentru Mihai. Acum Lupu, schimb de pase cu Negoescu. Salaoru. Postolache este blocat de Popa și cioreștenii vor arunca de la margine. Mănăilă îi trimite pe partea stângă lui Leaua, centrează Leaua, iese Dogaru la 6 metri și reține. Leaua este golgheterul formației Sportul Ciorești, a marcat în sezonul trecut 25 de goluri. Iată-l pe Manu, acum Negoescu, cu calm construiesc focșănenii. Iată o ciocnire între doi jucători. Popa Răzvan de la Sportul Ciorești și Claudiu Mihai de la echipa oaspete. Mihai a văzut și cartonașul galben. Trimite Postolache, lungă, respinge Mihai în afara terenului. Jucător de bază, Claudiu Mihai. O piesă importantă în angrenajul echipei antrenată de Vasile Burgă, iată-l pe Stanciu.
Olteanu înapoi pentru Postolache. Niță. Mănăilă. Crăciun a încercat un șut, Crăciun, o execuție pretențioasă. Ne apropiem de finalul primei reprize. Ne aflăm în minutul 44. CSM Focșani conduce cu scorul de 4-0. Popa într-un duel cu Postolache. Cele din urmă a reținut Burdujel, acum Claudiu Mihai recuperează. Mănăilă. Leaua și arbitrul acestei întâlniri, diaconul Marius, spune capăt primelor 45 de minute la pauză. CSM Focșani 2007 conduce pe Sportul Ciorești cu scorul de 4-0 în prima fază a Cupei României la fotbal, ediția 2018-2019.
Ne place să facem lucrurile foarte bine. Acesta este doar unul din exemple. Contează pe noi și visele tale pot deveni realitate. Pentru noi, fiecare contract încheiat, fiecare proiect este o provocare. Și fiecare provocare înseamnă să găsim împreună cele mai bune soluții pentru construcții. Vino să ne descrii casa visurilor tale și împreună o vom face să devină realitate cu cele mai bune materiale de construcții. Vă așteptăm în magazinele din Focșani, Odobești, Panciu și Galați. Lucrez cu firma Aldor Tehnic de mai bine de 5 ani, pentru că țin foarte mult ca lucrările noastre să fie la un standard cât mai ridicat. Prin materialele pe care le folosesc, de fapt, le garantez clienților mei o lucrare fără cusuri. Orice constructor ar trebui să înțeleagă că fiecare obiectiv realizat este, de fapt, cartea lui de vizită și trebuie să fie impecabilă, iar eu țin foarte mult la asta. De-a lungul ultimilor ani, parteneriatul Baumit Altdorf a funcționat ca un tot unitar. Am lucrat împreună cu cele mai bune produse de top și reușim împreună să oferim soluții pentru locuințe mai sigure și, foarte important, sănătoase. Compania Isomat este o companie care produce materiale de construcții profesionale la cel mai înalt nivel din anul 1984 în Grecia. Altdorf Tehnic pentru noi este unul din principalii clienți de pe zona Moldovei. Sunt foarte importanți, având comenzi foarte mari de vopseluri, adezivi și de produse speciale pe care le aducem din Grecia. Îi considerăm în continuare unii din partenerii noștri de nădejde pe zona Moldovei. Am lucrat cu Altdorf Tehnic pentru că au materiale cel mai bune, sunt profesioniști, prompți, execuția a fost fără cusuri, de nota 10. Casa care o vedeți este realizată doar cu materiale de la Altdorf Tehnic. Deci ei mi-au asigurat totul. Eu practic nu, absolut fără emoții. Veneam, doar mă uitam și plecam fără nicio problemă. Să fiu stresat că nu e pus cum trebuie sau ceva este în neregulă. Ne găsiți în Focșani, în Odobești și în Panciu. Soluții pentru construcții. De peste 7 ani ne ajutăm clienții să călătorească în toată lumea. De mai bine de 7 ani ne bucurăm de aprecierea lor. Nu te complica cu biletele de avion. Lasă-ne să te ajutăm să nu plătești costuri suplimentare sau comisioane ascunse. Tu bucură-te de vacanță și de o îmbarcare și un zbor liniștit. Lasă restul problemelor în seama noastră. Pentru o vacanță în Bulgaria, Grecia și de ce nu România, vino la noi să-ți prezentăm niște oferte bune. Călătorește ușor cu online turism și nu vreau să mă crezi, vreau să te convingi.
Am revenit în transmisiune directă cu stadionul Salcea Veche de aici, de la Ciorești, pentru a urmări repriza a doua a meciului dintre Sportul Ciorești și CSM Focșani 2007, prima fază a Cupei României, ediția 2018-2019. Scorul este 4-0 pentru echipa oaspete. Golurile au fost marcate de Lupu, minutul 18, Duca, minutul 20, Manu, minutul 24 și Negoescu, minutul 36. Iată că acum s-a dat startul celei de-a doua reprize. Lovitura de începere a aparținut echipei oaspete CSM Focșani 2007 în echipament complet roșu. O dominare netă la toate capitolele a focșănenilor. Experiența, iată că și-a spus cuvântul. Divizionarea vrânceană care evoluează în Liga 3-a. A dominat la toate capitolele, a reușit să înscrie de 4 ori. Dacă focșănenii au reluat pregătirile în urmă cu 3 săptămâni, iată-l pe Leaua, câștigă o minge și este blocat de Parlac. Va fi lovitură de colț pentru Sportul Ciorești. Echipa gazdă aleargă după golul de onoare, care să aducă bucurie în rândul spectatorilor prezenți aici în cocheta tribună de la Ciorești. În timp ce focșănenii au susținut și 4 meciuri amicale până acum, Sportul Ciorești se pare că s-a reunit chiar astăzi. Ultimul meci oficial disputat de echipa gazdă a fost pe 23 iunie, în meciul de baraj de la Mergidia. Atunci vrâncenii au pierdut cu scorul de 3-0 și au ratat promovarea în Liga 3. Mingea se află în brațele portarului Dogaru, care degajează lung. Popa i-a trimis lui Pădineanu, iată și schimbare la Focșeneni. Se pare că pe teren nu este vorba de Pădineanu, jucătorul cu numărul 8, lăudatu. Iată debut la echipa din Focșani. Lupu pentru Mihai, acum din nou Lupu.
Focșanenii au obținut o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri lateral stânga de poarta lui Burdujel. Execută Negoescu și iată că Beșa marchează pentru 5-0 în minutul 50. Scorul capătă proporții. Da, se pare că la pauză a fost o schimbare în echipa focșanenilor. Cu numărul 8 pe teren este Pădineanu, deși pe foaia de joc este trecut cu numărul 17. Pădineanu l-a înlocuit pe Duca. Grama înapoi pentru Olteanu, acesta a trimite o centrare, însă Mihai a protejat foarte bine și va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. CSM Focșani 2007 se află în al treilea an de la înființare. Va începe al treilea sezon. Acum 2 ani focșanenii au reușit să promoveze în Liga a treia. Iată din nou o acțiune periculoasă pe Dineanu, nevoit să se întoarcă. Se pare că în ediția de campionat care se apropie, focșenenii vor avea ca obiectiv o clasare cât mai bună și să formeze un lot competitiv cu care să atace promovarea în Liga a doua în sezonul 2019-2020. De aceea se pune accent pe foarte mulți jucători tineri care să crească în valoare. Ultima oară când Focșaniu a avut o echipă în Liga a doua a fost în anul 2008. Atunci Energia Vulturu care era condusă de Dan Dumitru, a venit la Focșani, a fost preluată de Consiliul Local Focșani. Și iată, de un nou gol, Manu. 6-0, un scor de tenis se înregistrează acum în minutul 53. Vă spuneam că în anul 2008 a fost ultima oară când Vrancea a avut o reprezentantă în Liga a doua. Echipa s-a desființat în anul 2013. Au fost neînțelegeri chiar și în Consiliul Local. Să sperăm că orgoliile vor fi lăsate deoparte și că toată suflarea fotbalistică vrânceană va pune umărul la promovarea echipei Fanion în Liga a doua. Oare unde ar fi fost acum fotbalul vrâncean
dacă echipa nu s-ar fi desfințat în anul 2013. Manu pentru Negoescu, acum Lupu, capitanul focșanenilor. A respins Postolache. Mihai. Mingea ajunge în brațele lui Burdujel, a trimis lung pentru Stanciu. Se joacă practic într-o singură direcție spre poarta echipei gazdă. Săpunaru. Manu este faultat. Iată, înlocuire la CSM Focșani 2007, Popa Remus a ieșit de pe teren în locul său, a intrat Lăudatul Alexandru, un junior talentat, un copil de viitor. Lăudatul va fi vârf de atac pentru CSM Focșani. Vă spuneam că cele două vârfuri de meserie, ca să zic așa, Predoiu și Pasăre, nu evoluează astăzi. Predoiu este suspendat, iar Pasăre s-a accidentat în meciul amical disputat sâmbătă de Focșaneni în deplasare cu Aerostar Bacău. Stanciu. Încearcă să se apropie de poarta lui Dogaru Focșaneni, însă atacurile se opresc departe de poarta lui Dogaru. În septembrie va începe și Superliga Altdorf Tehnic la fotbal. Cu siguranță că Sportul Ciorăști pornește ca favorită, însă mai sunt și alte echipe care pot emite pretenții. Mă gândesc aici la Național Golești sau la echipa din Gugești. Deja Asociația Județeană de Fotbal Vrancea așteaptă delegații echipelor să vină să înscrie formațiile în campionat pentru sezonul 2018-2019. Iată-l pe Stanciu,
Acum Crăciun nu a mai ajuns la minge și oaspeții vor repune mingea de la margine. Duca pentru Lăudatu într-un duel cu Postolache. Câștigă fundașul echipei gazdă. Acum Grama. Băra din prima pentru Niță. Leaua neinspirată astăzi. Leaua a ratat o ocazie mare de gol, Leaua, în minutul 7, când a șutat mingea în transversală. Bădineanu pe partea stângă învăluie și primește Mihai. Combinație între cei doi jucători. Mingea ajunge la Duca. Un șut cu piciorul drept, mingea a trecut însă pe lângă stâlpul din dreapta al porții lui Burdujel. Ne aflăm în minutul 61, 6-0 pentru CSM Focșani 2007, scor care ne scutește de orice alt comentariu. Manu scăpat singur spre poartă de la 16 metri, trimite mingea peste poartă. Să sperăm că aceeași eficacitate vor avea elevii lui Vasile Burgă și Adrian Toma și în ediția de campionat care se apropie cu pași repezi. Pe 25 august se va da startul Ligii a treia. Iată-l pe Leaua într-un duel cu Săpunarul. O pasă pe spate pentru Crăciun și gol! Au spart gheața jucătorii echipei Sportul Ciorăști. Crăciun cu un șut plasat l-a învins pe Dogaru spre satisfacția spectatorilor locali prezenți în număr mare aici la meci. În minutul 63, Sportul Ciorăști 1, CSM Focșani 2007-6. Golul de onoare reușit de Crăciun acum câteva momente. Continuare se fac auzite vuvuzelele și tobele. Claudimiai centrează pentru Manu și gol, recital de goluri aici pe stadionul Salcia Veche. Manu a venit perfect la întâlnirea cu mingea și a trimis sub transversală. 7-1 pentru CSM Focșani 2007.
au repus din nou mingea de la centrul terenului fotbaliștii echipei Sportul Ciorești. Duca recuperează gazdele prin Leaua, Olteanu, pressing al focșănenilor. Iată-l pe Stanciu din 6 metri. A trimis peste poartă. Un meci frumos, cu multe goluri. Iată că au început să apară și ocaziile la poarta echipei CSM Focșani. Stanciu a pierdut acolo în fața lui Beșa. Acum Grama a fost tras de tricou și iată că Manu primește un cartonaș galben. Certat acolo Manu de antrenorul Vasile Burgă. Evident că a fost un cartonaș galben pe care l-a căutat Manu, cartonaș inutil. În meciurile importante cu miză contează aceste greșeli. Niță presat acolo de Lăudatu alutează în atac tânărul fotbalist al focșănenilor. Capitanul gazdelor, Niță, a trimis o minge lungă, Beșa însă a fost acolo și a recuperat acum Pădineanu. Pentru Lăudatu, acum Lupu, încercat să-l angajeze pe Lăudatu, acesta a fost semnalizat în poziție de offside. Mănailă, foarte bun controlul balonului, însă a trimis o pasă greșită. Acum Manu, a fost oprit acolo de Olteanu. Iată-l pe Postolache, o pasă foarte bună în diagonală pentru Crăciun. Pătrun de Crăciun, însă săpunarul acordă corner. Înlocuire la echipa gazdă, iese de pe teren Bâra. În locul său a intrat Olteanu Ionuț. Execută cornerul Crăciun, boxează Dogaru. Și mingea iese în afara terenului. Aruncă de la margine Niță.
Iată-l pe Manu și lăudatul din nou în poziție, afară din joc. CSM Focșani 2007, un club susținut de Consiliul Local Focșani, cu multe secții în componență. Să nu uităm de echipa de handbal care se află în febra pregătirilor pentru un nou sezon în Liga Zimbrilor. De asemenea, echipa de volei, care volează în divizia A. Au fost multe schimbări pe băncile tehnice, atât la handbal cât și la volei. Se pare că din toamnă se va înființa și o echipă de basket care se voleze în divizia B. Iar la jocurile individuale, cele mai bune rezultate le au secțiile de judo și atletism. Claudia Prisecaru este campioană balcanică și campioană națională la proba de 3000 de metri obstacole. Este bine că sportul este susținut. Poate că și mai bine ar fi dacă lângă sportivii vrânceni ar veni și câțiva oameni de afaceri. Care să ajute sportivii legitimați la clubul municipalității. Iată Claudiu Mihai, nu Săpunaru, fundașul dreapta, se resimte acolo. A fost un fault tare asupra sa. Să sperăm că nu vor fi jucători accidentați. Este început de sezon. Iar antrenorul Vasile Burgă are nevoie de lotul valid. Pentru a putea începe cu dreptul această nouă ediție de campionat care bate la ușă, Lupu centrează. Olteanu Ionuț a încercat să-l găsească pe Leaua. Atacantul gazdelor însă nu a mai alergat după minge. Săpunaru pentru lăudatul, acolo este Niță și respinge grama, trimite în afara terenului de joc. Remarcăm și tabela, frumoasa tabela de marcaj de aici, de la Ciorești. Cred că este singurul stadion din județul Vrancea care are o tabelă de marcaj electronică. Felicitări!
Consiliului Local de aici, din Cioroș, pentru toate investițiile care s-au făcut. Vestiare, tribune, ba chiar și un autocar modern a fost achiziționat atât pentru echipa de fotbal, cât și pentru locuitorii din comuna Ciorăști. Care pot pleca în excursii. Să revenim însă la meci. Ne aflăm în minutul 75. CSM Focșan 2007 conduce cu scorul de 7-1 în prima fază a Cupei României. Ediția 2017-2018 a fost câștigată de CSU Craiova, care a învins-o în finală pe AFC Hermannstadt. Să vedem unde va ajunge Cupa României în această ediție. Odată cu avansarea competiției în fazele superioare, vor intra și echipele de Liga a doua și Liga a întâi. Olteanu pentru Stanciu. Crăciun are viteză bună, Crăciun pătrunde, este talonat de Parlac. Leaua faultează, un fault tare al lui Leaua. Ne așteptam la un meci mai echilibrat, însă focșănenii au tratat cu seriozitate această partidă. Pădineanu. Acum Lupu pe partea dreaptă, se demarcă și Manu. Schimb de pase între Lupu și Pădineanu. Este angajat Lăudatu, șut și mingea se scurge prin fața porții lui Burdujel. Trimite Parlac cu capul pe spate până la propriul portar Dogaru. Să vedem dacă focșănenii vor mai reuși să marcheze. Iată-l pe Lupu, dar Burdujel agață această minge. Claudiu Mihai elegant trimite mingea cu capul. Acum Beșa. Duca
Mingea ajunge la Lupu, Manu, într-un duel cu Grama. Se pare că s-a lovit destul de tare Manu. Să sperăm că nu va fi nimic grav. Șchiopătează acolo Manu, însă se pare că va putea continua. Olteanu Ionuț a fost faultat de Mihai. Neculai va executa o lovitură liberă de la mare distanță. Trimite lung spre careu Crăciun, șut! Însă mingea nu prinde spațiul porții. Manu centrează direct în brațele lui Burdujel. Iată și câteva dintre posibilele adversare ale focșănenilor în seria 1. Se pare că seria 1 a Ligii a 3-a va avea următoarea componență: Oțelul Galați, Știința Miroslava, Foresta Suceava, ambele echipe retrogradate din Liga a doua, CSM Roman, Bucovina Rădăuți, AFC Hărman, Sporting Liești, Olimpic Cetate Râșnov, CSM Focșani Sănătatea Dărăbani, CSM Pașcani sau Metalul Buzău, de asemenea nou promovatele ASE Brașov, CSM Ceahlăul, Piatra Neamț și Omuz Fălticeni, plus FC Botoșan 2 și Politehnica Iași 2. Însă nu este nimic sigur, mai pot interveni modificări. Cred că săptămâna viitoare se vor clarifica seriile Ligii a 3-a. Va fi stabilit și programul meciurilor. Să vedem dacă CSM Focșani va începe campionatul pe teren propriu sau în deplasare. Anul trecut focșenenii au avut un început bun de campionat. Cred că favorit să promoveze în Liga a doua anul acesta este Oțelul Galați, care a reușit și câteva transferuri. Iată o lovitură de colț a echipei gazdă. Mingea este în afara terenului de joc. Oțelul Galați pare favorită. Anul trecut a pierdut promovarea în fața echipei Aerostar Bacău. Multe echipe de tradiție
au promovat în sezonul trecut în Liga a doua. Amintesc aici de Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj sau Farul Constanța. Ce frumos ar fi ca și CSM Focșani 2007 în viitorul apropiat, poate în sezonul 2019-2020, să reușească promovarea în Liga a doua și să vedem pe stadionul Milcovul echipe ca Petrolul UTA, Timișoara sau FC Argeș. Mulți ani a jucat Unirea Focșani în Liga a doua, în divizia B, așa cum se numea în urmă, cu mulți ani. Iată-l pe Beșa, într-o acțiune personală, șutul este blocat de Burdujel. Minutul 86, ambele echipe așteaptă finalul partidei. 7-1 pentru CSM Focșani 2007. Un galop de sănătate. Din septembrie, Sportul Ciorăști va lua totul de la zero și va încerca să repete performanța din sezonul trecut, când a reușit eventul, a câștigat atât campionatul cât și Cupa României, faza județeană. Un cartonaș galben văzut și de Duca. Niță pe partea stângă pentru Postolache. Însă focșenenii se apără grupat. Claudiu Mihai acordă corner. Echipa din Ciorăști, iată, termină această partidă în atac. Nu cred că arbitrul acestei întâlniri, diaconul Marius, va mai acorda prelungiri la acest scor. O misiune ușoară pentru brigada de arbitri din Neamț, formată din diaconul Marius, la centru Țăranu Vlad și Andrei Ionuț. Din nou în atac focșenenii, Petrescu, fundașul dreapta care l-a înlocuit pe Săpunaru, a șutat și Burdujel a respins în corner. Să trec în revistă și autorii golurilor, pentru că ne apropiem de finalul partidei. Pentru CSM Focșani 2007 au marcat Lupu în minutul 18, Duca în minutul 20, Manu în minutul 24, Negoescu în minutul 36, Beșa în minutul 50,
Manu în minutul 53 și Manu din nou în minutul 64 pentru echipa gazdă, a înscris Crăciun în minutul 62. Iată finalul partidei. CSM Focșani 2007 se califică în faza următoare a competiției. Felicitări ambelor echipe. Să sperăm că focșănenii vor avea un parcurs cât mai lung în Cupa României. Silviu Stanciu și Florin Danciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la viitoarele transmisiuni să fiți alături de noi pe canalul de YouTube Est Media Press. O seară plăcută, la revedere!